Bun găsit, dragi prieteni, iată e joi. Din nou s-a făcut ora 5 după amiază și, evident, din nou, de-abia așteptam să intrăm în casele dumneavoastră plin de voioșie, de voie bună, de optimism, de sănătate și spun asta pentru că eu încă mai tușesc și plin de, evident, cu invitații, unul și unul. Normal. Păi da, așa cam fiecare joi. În fiecare joi și atunci așa trebuie să rămână, e literă de lege aici la Iașul TVD. Bună ziua, vă spun și eu. Sper să fiți cât mai mulți în fața televizoarelor și să ne urmăriți, pentru că avem subiecte interesante și astăzi și încercăm să vă aducem așa parfumul de weekend, începând cu joi după amiază, pentru că mai e doar o zi și începem distracția. Astăzi vorbim în prima parte a emisiunii despre animăluțe. Dar nu despre orice fel de animăluțe, ci despre cele de companie care ne plac atât de mult și despre cum putem să le facem viața mai frumoasă, cum putem să le aducem zâmbetul pe buze, pentru că să știți că și căței și pisicile și toate animăluțele de companie zâmbesc. Sunt sigură că și ale dumneavoastră fac același lucru. Și de la cine puteam afla sfaturi mai interesante și detalii mai captivante din lumea necuvântătoarelor decât de la directorul de marketing MaxiPet, Miruna Diaconescu, căruia îi urăm bun venit în platoul Iașul TVD și sperăm să fie prima și nu ultima oară când ne onorează cu prezența. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. O să vă povestesc că așa un pic, probabil știți, pe 1 decembrie am deschis MaxiPet Iași. Este primul magazin pe care MaxiPet îl deschide în afara Bucureștiului. Și am fost foarte nerăbdători și suntem în continuare, pentru că suntem încă în perioada în care încercăm să atragem cât mai multă lume să vină să ne calce pragul pentru a vedea întreaga ofertă pe care o avem pentru ei în magazină. Dacă știți, MaxiPet s-a deschis în 2010 și a început doar în București, unde a rămas, se pare, foarte mulți ani până în anul acesta. A durat, să zicem așa, de mult ca să ne extindem, tocmai pentru că am vrut să ne facem temele foarte bine și am ales Iașul, pentru că foarte multă lume ne întreabă de ce am ales Iașul. Am ales Iașul pentru că, cel puțin pe partea de magazin online, pentru că noi avem și un magazin online, clienții noștri, cei mai mulți, sunt cei din Iași. Așadar, am zis să venim și cu magazinul fizic, nu doar cu cel online aici. Și sper că am făcut și am luat decizia cea mai bună. Noi așa credem. Inima Moldovei întotdeauna a fost iubitoare de animăluțe și văd foarte din ce în ce mai mulți oameni care plimbă căței, care mângâie pisicile, care au sau își doresc să aibă acasă animale de companie. Corect. După cum știți, pe 1 decembrie când am deschis, am invitat pe toată lumea să vină. Am avut foarte mulți din clienții noștri de care v-am povestit. Ne-am întâlnit și pentru prima oară cu ei, nu doar în mediul virtual, așa am putut să și facem cunoștință. Toată lumea s-a bucurat pentru că am venit cu o gamă foarte largă și variată de produse, care sperăm noi că o să fie în plus față de ce se află pe piață în momentul de față. Într-adevăr, nu este la nivelul magazinelor din București ca și spațiu, însă este un spațiu foarte mare totuși, în care să venim absolut cu toate gamele pe care le avem noi. De la hrană, bineînțeles, pentru căței și pisicuțe, până la celelalte viețuitoare care pot fi animale de companie. Pentru pești, bineînțeles, avem secțiunea de acvaristică, avem și pentru rozătoare și mai avem, bineînțeles, și partea de păsări. Și în afară de partea de hrană avem și partea de accesorii, unde, bineînțeles, toată lumea își poate găsi orice are nevoie pentru orice animăluț. Dacă ați fost sau dacă n-ați fost să veniți, avem într-adevăr și un colț cu animăluțe vii. Avem doar păsări și rozătoare. Bineînțeles, acum cu sfaturile de rigoare la orice vânzare, pentru că nu oferim doar, să zicem, produse, cu orice vine, bineînțeles, și câte un sfat. Și pe partea de animăluțe, noi ținem foarte mult ca în momentul în care cineva cumpără orice fel de animăluț care se vinde la noi în magazin, să vină, bineînțeles, și cu toate informațiile necesare creșterii și nutriției pentru fiecare în parte. Există medici veterinari
în magazinele noastre printr-o farmacie veterinară, dar medicii veterinari oferă și informații clienților care cumpără animale din magazin. Și zic acest lucru că este foarte, foarte important, tocmai pentru că există multă lume care vrea să cumpere, însă ulterior uită, să spunem așa, să mai aibă foarte mare grijă de animăluțul pe care îl cumpără. Sunt mulți care îi cumpără drept cadou, însă în continuare totuși trebuie să aibă grijă și noi încercăm să oferim toate informațiile necesare, cap, coadă, nu doar pentru achiziția unui animal, cât și pentru îngrijirea lui ulterior. Acum vedem și niște imagini din magazin. Trăgeam și eu cu ochiul. Am o întrebare, eu, o curiozitate. Da. Animăluțele sunt de aici, de la noi, sau sunt de la București? După asta vă spun și de ce. Nu sunt nici de aici și nu sunt nici din București. Nu, că mă gândeam că dacă sunt de aici, vor avea accent moldovenesc. Dacă sunt din București, vor avea accent de capitală. De capitală și ne mândrim altfel, știi? Că și de fapt ele sunt animăluțe poliglote. Nu? Deci să înțelegem. Să vadă și ele ce frumos e la Iași. Când or să fie cumpărate din magazin, așa să vadă și ele cum e pe stradă la Iași. De unde aduceți animăluțele? Se poate sunt, spune? Sunt din țară. Sunt, deci sunt, de știu românește asta. Știu românește, exact. Care e cea mai căutată zonă din magazin? Sau din ce a fost până acum în București, să zicem? Că nu știu dacă v-ați putut deja crea o imagine despre Iași. Ne-am dat seama clar hrana pentru câini. Și mai ales de ce pentru câini? Pentru că majoritatea posesorii de câini sunt în număr mai mare decât cel de pisici care ar veni pe locul 2. Deci clar hrana de câini o să vedeți că este și în magazin, ocupă spațiu cel mai mare, tocmai pentru că este și cea mai căutată. Și există, bineînțeles, o variație destul de mare, tot felul de game. Există de la hrană economică până la hrană ultra premium. Adică este pentru toate buzunarele. Bineînțeles, fiecare secțiune are bucățica ei în magazin, pentru că am încercat să fie cât mai ușor de accesat. Când intri în magazin, să știm, acolo este zona de pisicuțe, acolo e zona de căței. Și la fiecare zonă în parte, clar, există partea aceasta de zonă hrană economică, premium, super premium și ultra premium. Bineînțeles, fiecare cu caracteristicile ei. Da. Eu am pisică, vă mărturisesc, și deci sunt iubitor de animale. Da. Dar hrană de pisică sigur aveți, dar hrană de arici aveți? Da. Că vă spun, deci avem. Pentru că e prietena mea, ca să zic. Are un arici. Da. Asta e animalul de companie, un da. Arici. Adică oamenii râd da. Când spun că are un arici. Și căutăm hrana de arici, nu se găsește foarte ușor hrana de arici. Adică nu se e pe chiar toate așa este. Deci sunteți foarte buni asta, o să spun. Dacă aveți hrana de arici, o să venim să cumpărăm hrana de arici. Da, absolut, absolut. Există. Trebuie există. Să le spunem celor de acasă și unde vă găsesc, pentru că am tot vorbit despre magazin, dar n-am vorbit despre locația magazinului. Da. Locația magazinului se află în cartierul Tudor. Mai exact, intersecție Bulevardul Chimiei cu Bulevardul Tudor Vladimirescu, în zona comercială Tudor. A fost așa, multă lume pot spune că nu poziționa exact magazinul, însă acum cu siguranță este mult mai ușor, cel puțin pentru cei care ne-au vizitat și se răspândește vorba, cu siguranță se aude de la ușor, unul ușor, la ușor, ușor, exact. Vă faceți cunoscuți. Așa. Dar care e cel mai ciudat animăluț pentru care aveți hrană? Că acum m-ați făcut curioasă cu hrana de arici. Acum depinde fiecare ce înțelege ciudat. Pentru că sau cel mai neobișnuit, cel mai neîntâlnit, veveriță, să spunem. Pot spune veveriță Degu. Da, veverița Degu, care poate fi văzută și în magazinul din Iași. Și există, bineînțeles, și cu hrană, cu absolut tot. În momentul în care se cumpără animalul, bineînțeles că trebuie cumpărat și cu accesoriile de rigoare, cu hrană, cu cușcă, fiecare cușcă adaptată în funcție de fiecare animal în parte, ca să aibă spațiul necesar pentru a se dezvolta armonios. Da, există oameni care au veverițe acasă? Asta mă gândeam și eu fix la asta, da? Mă gândeam acum. Da? Bineînțeles, există. Există. E. Și cum, dar cum poate trăi o veveriță? Că mă gândesc că ea aleargă foarte mult și are nevoie de spațiu foarte... Este o veveriță Degu. Deci nu putem spune că este veverița cu care toată lumea este obișnuită, așa că vorbim despre veveriță, da, într-adevăr, și are nevoie de spațiu, deci clar va avea nevoie de o cușcă mai mare decât cea obișnuită, să zicem, pentru un hamster, tot felul de accesorii, bineînțeles, pentru că trebuie să facă mișcare, însă veverița și animăluțele nu e obligatoriu să le ținem neapărat doar în cușcă.
Deci poate sta și, bineînțeles, să se apropie de posesor și în casă normală, bineînțeles, dar întotdeauna să avem grijă. Să avem grijă. Da. Hey, e foarte curios. Acum am încercat să-mi imaginez cum ar trăi o veveriță la mine în casă. Măi, se urcă pe mobilă. Are să nu fie de ochi unde să urca. Da, nu știu, mă gândesc. Bă, dacă poate să trăiască un arici în casă. Dar e arici african. Nu e, iarăși, nu este e arici african. African, e micuț, așa, e drăguțe. Exact. Nu e din ăla pe care îl vezi tu prin pământ. Dar mie mi se pare ce drăguț veverița? Și ăla din pe pământ. Adică ce? Da, dar n-ai vrea să fii mâna pe el. Da. Iată, oamenii au gusturi din ce în ce mai diversificate. Pe vremea mea, când eram eu mic, erau căței și pisici. Și pisici. Acum atât. Sunt iguane. Și cel mult hamster. Da, hamster. Porcușor de Guinea, da. Hai că uite, deja dezvoltăm. Acum mai ce sunt? Iguane, veverițe, arici. Șerpi? Agame. Șerpi. Ce sunt da. Agamele? Ce sunt agamele? Da. Să zicem un fel de șopârlă, ca să fie mai simplu, da. Deci o șopârliță. Da, sunt. Vezi? Într-adevăr. E la modă să fii. De ce ai trăit cu o șopârlă în casă? Ca să compensezi realitatea celor broaște din jurul tău, nu din casă, de afară. Broaște testoase, deci mai sunt. A, broaște testoase, da. Bine, da, astea sunt întâlnite și până acum. Oamenii până sunt din ce în ce mai rici în ziua de azi, ca așa văd de pe stradă. Desigur, la figurat. Atunci, atunci ai o șopârlă ca să te obișnuiește. Un animăluț cald ar trebui ca să compensezi. Ca să se obișnuiască cu răceala celor din jur când ies din casă oamenii. Am găsit și o explicație. Cum vedeți business-ul ăsta crescând în Iași, să zicem în 5 ani, că așa se fac planurile, nu pe 5 ani de obicei? Se fac, bineînțeles. Faptul că am deschis aici, cu siguranță există planuri de dezvoltare și în special după ce, bineînțeles, încet încet oamenii, cel puțin cei care ne cunoșteau, o să ajungă să ne cunoască și o să vadă ce ofertă avem. Noi, de fapt, încercăm să ajungem nu doar pe partea aceasta, cât încercăm să ne implicăm și în viața socială foarte mult. În momentul de față căutăm parteneri pe partea de asociații, de fundații care se ocupă cu ajutorarea animalelor. În București, de exemplu, până acum avem asociații și fundații partenere cu care lucrăm pe partea de programe de adopție. Cu cine lucrăm noi, deci persoanele care merg și adoptă primesc din partea MaxiPet un kit de adopție, un pachet de adopție gratuit din partea noastră. Încercăm și aici să găsim parteneri de încredere, bineînțeles, cu care să lucrăm pe partea aceasta și să-i ajutăm cu aceste pachete gratuite pentru cei care merg și adoptă din diferite părți, acum fiecare. Adăposturi, că despre asta este vorba, din adăposturi, cei care merg să aibă un pachet de început, se numește pachet de bun venit acasă și oferă un pachet de hrană uscată, o conservă, hrană umedă, o jucărie și un bol. Cel puțin cât este necesarul pentru a lua animăluțul și a-l aduce acasă. Ulterior, bineînțeles, odată ce iei un animăluț acasă, trebuie să ai grijă și să-ți asumi o responsabilitate. Adică știi ce am înțeles eu? Sunt un fel de naș, știi cum vine nașul cu trusoul la botez? Exact. Așa vine și MaxiPet cu pachetul de bun venit acasă. Exact. Da. Se poate spune și așa. Da, vedeți că nașii trebuie să-și crească finii până la 18 ani. Mă rog, în lumea necomentătoarelor un an e cât... Mă rog, măcar mor, din punct de vedere moral. Deci... ce voiam să vă întreb este de unde a pornit ideea în primă fază, în 2010, la București. Adică cum s-a întâmplat? Cum s-a deschis primul magazin? Primul magazin, practic, compania își are sediu mamă în Croația. Iar România a fost așa, pe lista țărilor unde s-a deschis MaxiPet. În afară de România, este și Croația și Serbia. Așadar, România a fost pe listă și astfel s-a deschis și primul magazin. Vor urma, cu siguranță, mai multe, însă, după cum am spus, trebuie să ne asigurăm că există toate condițiile necesare pentru a deschide un astfel de magazin, deoarece nu este unul, să spunem, micuț, care să ofere game restrânse. Vrem să aducem toate gamele, absolut tot ce se poate, astfel încât clientul să aibă de unde să aleagă.
odată ce ai și foarte multe game, încercăm să ținem și prețurile cât mai bune, tocmai pentru clientul în momentul în care vine la noi, nu doar să găsească produsele, cât și prețul să fie unul bun și de asemenea și farmacia veterinară, cei care au nevoie de medicamente, diete speciale, să le poate achiziționa din același loc, să fie așa all in one, să spunem. Ia, asta mă gândeam și eu acum, adică voiam să vă întreb de fapt, dar mi-ați furat întrebarea, asta e. Cu ce veniți nou pe piața din Iași, dar chestia cu farmacia, cel puțin e o noutate de a avea compact și un magazin și o farmacie veterinară în același loc, e dat un pas înainte, adică vii acolo este, ca la supermarket, îți iei de toate, știi? Da, și un lucru foarte da. Important, asta mai era, încă sunt medici veterinari care pot oferi chiar sfaturi competente, da, tocmai pentru toți clienții noștri. Noi oferim partea aceasta de sfaturi și pe partea online, adică există o adresă specială pentru toți iubitorii de animale care dacă au o întrebare, nu știu, să zicem între medici sau au o nelămurire, ne pot scrie și întotdeauna primesc răspuns din partea medicilor noștri veterinari întotdeauna la orice întrebare, nelămurire au. Cât de important este în fidelizarea clientului și partea asta de sfaturi, de feedback, de consultanță, să-i spunem mai pe scurt. Foarte importantă. Foarte importantă și acum cei care ne cunosc site-ul știu cu siguranță avem, să zicem așa, un fel de enciclopedie pe site-ul nostru unde am strâns toate întrebările de-a lungul anilor, cele mai importante întrebări din partea clienților noștri alături de răspunsurile medicilor noștri veterinari. Și acolo e un fel de enciclopedie. Dacă se dă o căutare, cel puțin în site, cu siguranță găsești răspuns pentru problema pe care ai avea-o cu oricare din animăluțele de companie pe oricare le-ai avea. Deci se pune foarte mare accent. De asta zic, nu încercăm să fim doar un simplu magazin care oferă produse, încercăm să interacționăm cât mai mult cu clientul pentru că ne ajută, bineînțeles. Dacă nu discutăm cu clientul, nici nu știm, nu avem un feedback din partea lui. Și bineînțeles, și orice critică ne ajută. Încercăm pe tot posibil să mulțumim pe toată lumea și pe de altă parte să fim alături și să fim întotdeauna cât mai aproape de clienții noștri. Da. Tu ești deținătorul de animale de companie. Eu recunosc, n-am. Nu știu despre pisică, dar e pisica mea e bătrână, nu? De acum ne știm bine. Adică, de fapt, eu nu sunt stăpânul ei, noi suntem prieteni mai mult ea cu mine, că ea face ce vrea. Cam așa sunt pisicile. Da, cam pisicile sunt foarte... Cum sunt pisicile? Încăpățânate, au personalitatea foarte dezvoltată. Exact ca Laura, aș putea spune. Ok. Am vrut să fac și eu o glumă de televiziune numește. Adică... Cu... Da, e bine. Am zis de bine, n-am păi zis... Da, am ascendentul... În ce, pisică? Nu, da. Într-o felină, așa că în leu. Deci e pe acolo. Da, da. Hai să vorbim despre horoscop la finalul anului. Da, așa da, 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 da. Să ne întoarcem la magazin, pentru că mai avem doar 3 minuțele. Mai aveți ceva planul de dezvoltare așa prin țară sau... Avem. Avem, da. Dar sunt secrete, după zâmbet sunt secrete. Eram curios. Da, momentan nu avem, să spunem, clar următorul magazin pe listă. Există mai multe variante, dar cu siguranță o să se afle în momentul respectiv. Da, un program, pentru că n-am vorbit deloc despre program, adică de când până când da. Aveți deschis, de luni până duminică, de luni până duminică, da. Luni duminică, de la 9 dimineața la 9 seara. A, deci... Practic, nu stop aproape ce să fac. Aproape. Aproape, păi când se vin oamenii descoperi la 12 noaptea? Nu, cred că... Păi n-ai de unde să știi, dacă rămâi în pană de mâncare pentru tine poți să rămâi, nu? Da, dar pentru animal pentru să știi animaluț. Că nu rămâi. Dacă iubești animalul, nu rămâi, crede-mă. Adică... Da, de când ați venit, că am și eu curiozitate, de când ați deschis de 11 zile. Da. Care au fost cele mai mari cereri pentru animăluțe sau cum... De hrane. Care animăluți? Nu. Despre animăluțele vi întreb. Despre ce animăluți au întrebat cel mai mult clienții? Hamster și porcușor de Guinea. Așa e, cu Moldova. Probabil că, da, dacă în Moldova trebuie să fie animăluțe mici. Domine, că vine și Crăciunul acum și ăștia mai mari sunt de peste porcină. Atunci așa iau săracii porcușor de Guinea. Deci, ce glume am astăzi, da. Nu mai zic nimic, vă las nu 2 minute spune. Să faceți o invitație celor de acasă să vină la magazin, să dați un sfat. Ce doriți dumneavoastră?
Da, invităm toți clienții, de fapt iubitorii de animale de companie, pentru că nu trebuie doar să veniți să cumpărați, puteți să veniți să vedeți și animăluțele pe care le vedem, pe care le avem în magazin, alături de copilaș, pentru că și sunt bineveniți la noi, avem foarte mulți copii. Și după cum știți, animalele de companie sunt binevenite în magazinul nostru, alături de cumpărători, clienți. Veniți! Eu știu câțiva copii care duc lupte de lămurire cu părinții lor să le ia un hamster, un cățeluș, orice, un papagal, orice. Da. Poate dacă vin la magazin... Trebuie să recunosc acum, am avut și eu doi papagali, recunosc. N-am fost chiar așa un om lipsit de suflet. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Mult succes și sperăm să, de ce nu, să ne întâlnim și, și până atunci, dar și la deschiderea celui de-al doilea magazin din Iași. Poate că va fi cererea suficient de mare încât să nu mai facă față primul și atunci să mai fie nevoie de unul. O să vedem până asta cu siguranță. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, nu schimbați postul pentru că mai avem încă aproximativ 20 de minute de stat împreună, așa că după doar câteva minute de publicitate revenim.